Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Prahova a sărbătorit astăzi Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului. Chiar dacă instituția prahoveană are în prezent 20 de angajați, cu tot cu personalul TESA, activitatea acestora este intensă și de roade atât timp cât este susținută de legislație. De exemplu, în ceea ce privește acțiunile de control pentru magazinele de plante etnobotanice, degeaba au dispus comisarii închiderea acestora pentru un an. Comercianții au ajuns în instanță și contestă dispozițiile, iar magazinele lor sunt deschise. Zincul accelerează procesul de vindecare a rănilor interne și externe, elimină petele albe de pe unghii, favorizează creșterea și capacitatea mentală. Seleniu ajută la menținerea elasticității țesuturilor. Vrem să învățăm să mănânce cât de cât sănătos, atât cât se poate spune că se mănâncă sănătos la noi în țară la ora actuală. În primul rând, i-am învățat să se uite la termenele de valabilitate și să încerce să rețină eurii care sunt din ce în ce mai mulți activi pe piața noastră. Autoritățile se bucură însă că, în afara controlelor, consumatorii s-au obișnuit să reclame atunci când drepturile le sunt încălcate. Îmi plac cartofii prăjiți, dar nu exagerez cu asta, dar încerc să completez cu mâncările gătite și ce îmi face acasă. Fructe, legume? Fructe, legume. Mai rar, dar sunt și ele. Fructele, legumele, supele gătite în casă, mâncăruri cât mai puțin, cu cât mai puține calorii și care... Prăjelile sunt bune? Nu sunt bune. Sunt dăunătoare organismului și pline de grăsimi și nu fac bine. Legume, fructe și să evităm prăjeli, în general. Conceptul privind drepturile consumatorului își are originea în Carta Drepturilor Consumatorului, definită pe 15 martie 1962 de fostul președinte al Statelor Unite, John Kennedy, sub forma unui mesaj adresat Congresului American, susținând existența a patru drepturi fundamentale: dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul de a fi ascultat și dreptul de a alege produse și servicii.